Noua serie de clipuri video realizată de Muzeul Județean Sanctuarul Statuilor 10 pentru Tabăra Măgura aduce în fața publicului în episodul cu numărul 8 pe sculptorul Ciprian Dominoschi. Artistul trage un semnal de alarmă cu privire la taberele de creație pe care și le dorește cât mai multe și din diverse ramuri ale artei. Tragem un semnal de alarmă pe această cale și dacă se poate să se reînceapă taberele de creație, nu numai de sculptură, dar și de orice alt fel de specialitate artistică. Felicitări celor care au avut inițiativa să reașeze tabăra de creație de la Măgura, de sculptură, acolo unde este loc. Vă mărturisesc că am avut discuții cu foști colegii mei de facultate și tot timpul aveam un complex. Pentru că mă întrebau, ei știau de tabăra de sculptură, este aproape imposibil să nu știi, de la părinți, de la cunoștințe. Și eu, ce să vă spun, este extraordinară, este nemaipomenită. Dar aveam un complex pentru că știam cum a ajuns tabăra și nu puteam să le spun mai nimic. Pentru că, efectiv, simțeam o rușine să le explic, hai să ne vedem cum o fi, cum nu o fi. Dar nu puteam să le spun decât că era extraordinar de frumoasă și atât. Nu am putut niciodată să le spun, eu fiind buzoian, să le spun, haideți că vă invit odată să mergem acolo, să vizităm tabăra. Din acest moment sper să reîncep dialogul cu ei pe această temă și să-i readuc să vadă și ei ce a însemnat fenomenul Măgura. Artistul povestește că deși încă din copilărie a vizitat tabăra de sculptură de la Măgura, dar niciodată nu a crezut că va deveni sculptor. Sunt foarte impresionat de ce s-a întâmplat acolo și eu cred că oricare dintre tinerii artiști sculptori și-ar fi dorit să facă parte din acel fenomen. Din păcate, eu atunci abia mă nășteam când a avut loc prima ediție, nici nu eram născut, de fapt, în 70, m-am născut în 75, deci vă dați seama că... Dar vreau să vă spun că am simțit parcă dorința asta, că de mic am fost la secția de sculptură, deci nu am ales altă secție, n-am fost la pictură sau la grafică. De mic am, din clasa a 5-a, de când am fost la liceu de artă la Iași, am ales secția sculptură. Deci la fiecare examen eu am mers pe secția sculptură, până în anul 5 de facultate, unde am și terminat tot, la Iași am terminat tot secția sculptură. Deci parcă a fost un fel de ecou, da, un fel de ecou, am simțit în spate că îmi dă putere, am vizitat-o când eram mic, și am fost impresionat, bineînțeles. Dar niciodată nu m-am gândit că, într-adevăr, voi merge vreodată pe direcția aia. Dar uite că destinul ăsta a fost. Episodul 8 din seria Sanctuarul Statuilor 10 pentru Tabăra Măgura poate fi vizionat integral pe pagina de Facebook Muzeul în Aer Liber Tabăra Măgura.